Salutare toată lumea, eu sunt Vlad și astăzi vom vizita o mănăstire ortodoxă, mai exact mănăstirea Cheia din stațiunea Cheia, județul Prahova. Și haideți să o vizităm! Și aceea este intrarea în mănăstire, ia uitați, munții Grohotișului se văd în spate și un magazin de suveniruri, de unde vă puteți cumpăra suveniruri de aici, de la mănăstirea Cheia. Doamne ajută! Bun, acum să vorbim și puțin despre istoria acestei minunate mănăstiri. Cheia este o biserică ortodoxă, o mănăstire ortodoxă, are hramul Sfânta Treime, este din cărămidă biserica actuală și este o mănăstire de călugări. Mănăstirea este atestată documentar în anul 1770, ulterior a fost dărâmată de turci și apoi a fost răpusă de un incendiu. Ulterior a fost reconstruită, actuala biserică, cum vă spuneam, este din cărămidă și a fost pictată de către pictorul Gheorghe Tătărescu în anul 1837. Este o mănăstire ortodoxă, are hramul Sfânta Treime de călugări și este o mănăstire foarte vestită de aici din județul Prahova. Doamne ajută și haideți să intrăm în ea. Bun, și acum vom pătrunde în mănăstire. Și aici sunt și chiliile călugărilor și un izvor de apă, uitați aici, Doamne ajută! Da, am vrut să vi le filmez ca să vi le arăt și pe astea. Da. Și o priveliște de aici, din zona mănăstirii cu munții Ciucaș, mai exact creasta Zăganu, Gropșoarele și Muntele Roșu, trei dintre vârfurile principale ale munților Ciucaș. Și încă o priveliște cu munții Ciucaș, de data asta Tigăile Mari și vârful Ciucaș. Vârful Ciucaș unde am urcat și eu, am făcut un videoclip minunat de acolo, căutați-l pe YouTube că e păcat să nu-l vedeți și voi. Și o priveliște tot de aici de la mănăstirea Cheia cu munții Grohotiș. Practic stațiunea Cheia este situată între munții Grohotiș și munții Ciucaș. Aceia sunt munții Grohotiș cu vârful Nebunul Mare, cel mai înalt din munții Grohotiș. Și au zăpadă pe ei, deși e martie acum. Bun, și acesta a fost clipul de săptămâna aceasta. Am vizitat o nouă mănăstire, o mănăstire ortodoxă, mai exact mănăstirea Cheia. De asemenea, înainte vreme, mănăstirea Cheia era punct de popas pentru românii din Transilvania. Și este situată pe malul drept al pârâului Tâmpa. Stațiunea Cheia este o stațiune frumoasă. Pentru a vizita mănăstirea vă puteți caza la pensiunile de aici din stațiunea Cheia, plus că aici este unul dintre cele mai curate aere din țară, deci e stațiune climaterică, sau vă puteți continua drumul spre Brașov dacă veniți de la București pe DN1A. O stațiune foarte frumoasă, liniștită, se fac slujbe destul de frumoase aici la mănăstirea Cheia. Eu am fost Vlad. Pe curând, la revedere!